Am vrea din nou seara aceasta să ne unim cu toții inimile noastre și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Lui îi datorăm tot ce avem până în prezent, tot ce suntem, lui îi datorăm viața, ființa, mișcarea. De aceea se merită și normal și drept să-L slăvim pe Dumnezeu. Haideți dacă nu cer prea mult și nu vă este greu să stăm ridicați în picioare, aș vrea ca să citesc câteva versete din, din cuvânt al lui Dumnezeu, din cartea a doua cronici, capitolul 30. Începând cu versetul 6 de data aceasta, aș vrea ca să citesc cuvânt care sună în felul următor alergătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpeteniilor lui în tot Israelul și Iuda. Și după porunca împăratului au zis, copii ai lui Israel, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeului lui Avram, lui Isaac și Israel, ca să se întoarcă și el la voi, să scăpată din mâna împăraților Asiriei. Nu fiți ca părinții voștri și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului părinților lor, și pe care de aceea i-a dat pradă pustirii, cum vedeți. Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri, dați mâna Domnului, veniți la Sfântului Locaș pe care l-a sfințit pe vecie și slujiți Domnului, Dumnezeului vostru, pentru că amânia lui aprinsă să se abată de la voi. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri, vor găsi milă la cei ce au luat rob și se vor întoarce în țară, căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv și îndurător, și nu își va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la el. Versetul 26 a fost mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri până la locuința sfântă a Domnului Amin. Vă rog ca să reocupați locurile. Spuneam data trecută un cuvânt pe care l-am cerut din partea lui Dumnezeu și în seara aceasta aș vrea ca să aduc în fața dumneavoastră a doua parte a acelui mesaj. Cum să faci ca rugăciunea ta, rugăciunea mea, cum să fac ca să ajungă până la ceruri? Trăim într-o lume disperată, cu o nevoie disperată de semnificație. Trăim într-o lume și într-o omenire aflată în pragul colapsului, la toate nivelele. Oamenii se tem de ziua de mâine, oamenii se tem. Există acea instabilitate cu privire la război, cu privire la partea financiară, cu privire la hrana pe care va trebui să o avem în zilele care ne stau în față. Oamenii se tem și. Aleargă care încotro ca să găsească o soluție. Se fac tot felul de planuri, se fac tot felul de întâlniri, se fac tot felul de comitete, care să îi, teoretic cel puțin, care să i facă pe oameni să ajungă la o situație care să le dea speranță. Dar, în același timp, suntem și Dumnezeu ne așezat într-o biserică care are nevoie ca rugăciunea ei să fie ascultată. Trăim ca rugăciunea noastră să ne fie ascultată. Este cineva din seara aceasta sau din altă parte care n-ar dori ca rugăciunea lui, odată ce-i spusă, să ajungă până la ceruri? Eu nu cred că este nimeni. De aceea ne rugăm. Și totuși, versetul 27, care a fost citit în seara aceasta, Spune că preoții și leviții, oamenii dedicați în slujba lui Dumnezeu, s-au sculat și au rostit binecuvântări peste popor. În urma bucuriei generale, în urma aceia ce s-a întâmplat, în urma lucrului care s-a făcut, de pe vremea lui Solomon încă nu se mai făcuse așa ceva, preoții aceștia, oamenii lui Dumnezeu, s-au sculat și au rostit binecuvântări peste popor. Și un cuvânt care îmi dă speranță în seara aceasta, un cuvânt care îmi dă nădejde să mă uit în viitor, este că glasul lor a fost auzit. Da. Sunt oameni care se roagă și simt că rugăciunea lor nu este ascultată. Sunt oameni care își ridică glasul. Sunt familii, sunt țări, sunt popoare care își ridică glasul și sunt sigur că Ucraina, frații noștri de acolo, își ridică și ei glasul și totuși este o situație de război. Este o situație grea, o situație necumpănă. Și parcă glasul lor nu este auzit. Ce să faci? Ca glasul tău să ajungă până la ceruri, rugăciunea ta să ajungă până la ceruri. Glasul a fost auzit și rugăciunea a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Dumnezeului nostru până în fața tronului lui Dumnezeu a ajuns rugăciunea lor. Sunt sigur că fiecare avem nevoie și ne dorim ca rugăciunea noastră pentru familii, pentru copii, pentru părinți, pentru ziua de mâine, pentru pâinea cea de toate zilele, ne dorim ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Și totuși, și totuși sunt oameni a căror rugăciune nu este ascultată. Sunt așa de multe situațiile, sunt așa de multe problemele care fac ca rugăciunea să nu fie ascultată. Venea la un moment dat Domnul Isus Hristos și spunea ucenicilor, oamenilor din prejur, nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, și asta e rugăciune, asta este rugăciune în, în gura acelor oameni. Nu și cine îmi spune, Doamne, Doamne, și crede că se roagă și vine înaintea lui Dumnezeu, va fi ascultat, va fi auzit. Nu și cine. Sunt așa de mulți creștini, oameni care se declară creștini și spunea un poet la un moment dat, căci prin alumigară văd oameni fel de fel. Pe fel de fel de drumuri și toți porniți spre cer, și fiecare poartă pe chipul său Hain o mască potrivită cu titlul de creștin. Și, în adevăr, nu sunt toți creștini, dar fiecare poartă, dintre aceia care nu sunt, o mască și toți doresc ca rugăciunea lor să fie ascultată. Citeam data trecută și doar amintesc întreagă că Isaia, capitolul 59, cu versetul 1, 2, 3, în mod deosebit și apoi celelalte versete care vorbesc despre dilema poporului și ceea ce Dumnezeu vorbea prin Isaia pentru ei. Să nu credeți că cel care a făcut urechea, spunea Isaia, s-ar putea să n-audă. Îi tare de urechi Dumnezeu, are mâna scurtată, sau altă dată se uh, vorbea Ilie către prorocii lui Baal. Strigați mai tare că Dumnezeul vostru poate e plecat în călătorie. Poate doarme, strigați ca să-l treziți. Faceți-vă remarcați, faceți-vă auziți. Faceți ceva să stați înaintea acelui Dumnezeu al vostru. Și iată poporul Israel care credeau că se roagă înaintea unui Dumnezeu adevărat, înaintea lui Jehova, și Dumnezeu nu răspundea rugăciunii. Și Isaia vine și spune: Rugăciunea voastră nu poate fi ascultată de Dumnezeu, nu că Dumnezeu este neputincios, ci pentru că voi cu mâinile voastre ați construit un zid. Și l-ați făcut în fiecare zi mai mare, mai mare și tot mai mare. Și zidul acela este un zid de despărțire, metaforic vorbind. Și Dumnezeu este împiedicat ca să vă asculte, căci mâinile vă sunt pline de nelegiuiri, buzele, pline de minciuni și așa mai departe. Privim în cartea a doua cronici, în special în capitolul 30, despre un personaj pe nume Ezechia, un om al lui Dumnezeu, un om sfânt, un împărat, care a venit la putere la o vârstă relativ tânără, aproximativ la 25 de ani, dacă nu greșesc, a venit înaintea poporului ca să preia împărăția din mâna tatălui său, care a fost un tată departe de Dumnezeu. Câteva versete aș vrea să citesc despre tatăl lui Ezechia, pe nume Ahaz. Spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 28 cu versetul 21, Ahaz a prădat casa Domnului, casa împăratului și mai marelor lui, ca să facă daruri împăratului Asiriei, dar nu i-a ajutat la nimic. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtorare, a păcătuit mai adânc, mai mult înaintea lui Dumnezeu, a adus jertfă Dumnezeilor Damascului, care îl bătuseră și a zis, fiindcă Dumnezeii împăraților Siriei le vin în ajutor, o să-i fac pe ei Dumnezeii mei. O să fac și eu ceea ce au făcut ei. Pentru că Dumnezei aceia se pare că n-au fost neputincioși, i-a ajutat pe sirieni și vreau ca să fie și Dumnezeii mei. Și iată, au fost, vesetul, a, doua parte a versetul 23, dar ei au fost prilejul căderii lui și a întregului Israel. Ahaz, nelegiuitul acesta, a făcut lucruri grozave. Nu numai că și-au făcut, un alt, și -au făcut alți Dumnezei, ce spune versetul 24 că a strâns uneltele din casa lui Dumnezeu, a făcut bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu, a închis ușile casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului, a ridicat înălțimi în fiecare cetate a lui Iuda și așa mai departe, și așa mai departe. Un om departe de fața lui Dumnezeu. Un om care a ales ca să nu-l asculte pe Dumnezeu și poporul dacă se strică de la cap, Poporul îi urmează, în general, îi urmează exemplu. Vă rog să privim două generații mai târziu, peste băiatul lui Ahaz, privim înspre nepotul lui Ahaz. Cuvântul Domnului vine și ne spune în capitolul 33, versetul 9, Manase, nepotul acestui Ahaz, a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copilor lui Israel. Domnul a vorbit către Manase și poporul, dar ei n-au vrut să asculte. Au fost oameni răi, au fost oameni îndărătnici. În cartea împăraților ne se aduc niște completări la ceea ce a făcut omul acesta rău, Manase. Spune că a umplut Ierusalimul cu sânge nevinovat, a comandat execuții, a făcut asasinate, l-a supărat pe Dumnezeu. La mijloc între Ahaz și Manase se află omul acesta bun, Ezechia. Se află un om care a ales să nu asculte și să nu se uite la faptele tatălui său, ci să facă o reformă și să se apropie de Dumnezeu. Și asta îmi spune următorul lucru, ca un gând preliminar la cuvântul și la predica mea. Pocăința este personală. Da, e adevărat, ne ajută să-L vezi pe tata, să-L vezi pe bunicul, să știi că din generație în generație părinții tăi, bunicii tăi, străbunii tăi l-au slujit pe Dumnezeu. Să te bucuri și să crezi că copiii vor, îl vor sluji pe Dumnezeu, da, este o, un lucru grozav și un lucru frumos. Dar chiar dacă lucrurile acestea, nu sunt, chiar dacă lucrurile acestea lipsesc cu desăvârșire, pocăința este personală înaintea lui Dumnezeu. Nu pot eu fi, fi eu pocăit pentru copiii mei. Nu am cum să fiu eu pocăit pentru părinții mei. Nu am cum să fiu eu creștin pentru bunicii mei dacă mai, ar mai fi în viață. Nu am cum. Pocăința este personală. Ce au făcut oamenii aceștia ca rugăciunea lor să fie auzită de Dumnezeu? Uitați ce au făcut. În primul rând, s-a făcut reformă. Vă rog ca să citiți, dacă vreodată veți avea curiozitatea, eu zic că este obligația, dar să zicem că ar avea cineva curiozitatea să citească din Cartea a doua Cronici, vesetul, capitolul 29, capitolul 30, capitolul 31, acea reformă binecuvântată a acestui om, al lui Dumnezeu care a ales să se departajeze de faptele tatălui său. În primul și în primul rând, ce să fac ca rugăciunea mea să fie ascultată, să ajungă până la ceruri? În primul rând, ei au făcut o reformă. Dar ce înseamnă reformă? Am spus că pe vremea lui Ahaz, poporul a ajuns într-o stare de plâns, deplorabilă. Ezechia s-a întors și de tânăr a făcut reformă. Ce cuprinde reforma aceasta? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. În primul și în primul rând, reforma în cazul lor a fost curățirea după lege. S-au debarasat de faptele trecutului. S-au lăsat de exemplul tatălui și de ceea ce au făcut oamenii de dinainte și s-au curățit. Capitolul 29 cu versetul 5, a doua parte. Ascultați-mă, spunea Ezechia. Ascultați-mă, leviților, acum vrem să ne atingem, să ne apropiem de Dumnezeu. Vrem să ne atingem de scaunul Harului. Vrem ca rugăciunea noastră să fie ascultată și să ajungă pe la cer. Ce să faceți? Sfințiți-vă! Sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Sfințiți-vă pe voi înși, înși vă primul pas și sfințiți. Casa Domnului pentru ei la vremea aceea. Ce să facem noi? Sfințiți-vă pe voi gândurile voastre și citiți ceea ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu în, în Evrei, cum trebuie și cum avem obligația să ne apropiem de Dumnezeu, ne spune aici autorul epistolei, capitolul 10, versetul 19. Astfel, dar fraților, după cum în spate, în legea veche testamentală, Ezechia a poruncit Leviților să se sfințească, în legea nou testamentală, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul prea sfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem, atenție, e valabil pentru noi astăzi, în reforma noastră, cu o inimă curată, o, câte rugăciuni nu-s făcut de cu inimi necurate! Câte rugăciuni nu s-a dus în casa, în fața lui Dumnezeu cu inimile aiurea, cu gândurile aiurea, cu inimi certate, cu inimi necurățite înaintea lui Dumnezeu. Ce să faci ca rugăciunea să-ți fie ascultată? Să te uiți în spate, să te uiți la trecutul tău și să sfințești viața, să te apropi, să mă apropii cu o inimă curată, cu o credință deplină, cu inimile stropite și cu curățite de cuge, de gândire, de meditația rea care poate să ne cuprindă câte o dată și cu trupul spălat de o, a cu apă curată și să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdei noastră, că Dumnezeu este credincios. Aceasta trebuie să facă fiecare suflet care vrea ca rugăciunea să -i fie ascultată. Citesc în sprijinul acestui verset încă un aceste idei. Încă un verset din Psalmul 101 când spune omului Dumnezeu David în versetul 2 partea a doua. Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. E ușor să fii credincios doar la adunare. E ușor să fiu credincios doar când sunt văzut, când sunt urmărit, când sunt văzut de ceilalți. Dar omului Dumnezeu David Vine și, și vede situația aceasta în care putem să ne aflăm de multe ori, să fim cu dublu standard și spune el și promite inimii lui Înaintea lui Dumnezeu: Când, Doamne, când vei veni la mine, eu voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele, când nu mă vede nimeni, când mă vede doar soția, când mă vede doar soțul, când mă, ved, mă văd doar părinții, când mă văd doar copiii, vreau ca să umblu cu același fel de vorbire. Vreau ca să umblu cu același fel de purtare. Vreau ca să am aceeași atitudine pioasă. Doamne, ajută-ne pe toți ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Versetul 7. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta lângă mine, nu va sta înaintea mea, spunea David. Vedeți, nu este și nu e suficient doar exemplul personal. Pentru că sunt unii care spun, eu vreau să-mi văd de pocăință, eu vreau să-mi văd de viața mea și încolo fiecare să-și vadă. Și nu e suficient. Și David vine și spune, pe cel care spune neadevărul, pe cel care se poartă necuvincios, eu nu-l voi suporta, nu-l voi suferi lângă mine, voi încerca să-l îndrept, voi încerca ca să-l aduc pe calea cea bună. Iată, vreau să dau exemplu potrivit cu viața mea, dar vreau ca și ceilalți să facă ca și mine. În al doilea rând, și trec fugitiv, este chemarea la slujire. Ne spune Cuvântul Dumnezeu în capitolul 29 cu versetul 11, atunci, pentru cei consacrați, versetul 11, Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să îi aduceți tămâie. Pe vremea aceea, pe vremea de astăzi, nu mai citesc, spunea Petru, că am fost făcuți prin sângele Domnului Isus, prin voia Tatălui, am fost făcuți o împărăție de preoți și avem aceeași datorie să stăm înaintea Lui Dumnezeu în activitate, să nu stăm nepăsători. În al treilea rând, restaurarea, ce înseamnă reformă, spuneam că e curățirea după lege, că este chemarea la slujire, la activitate, fiecare în dreptul lui unde să știe chemat de Dumnezeu. Și în al treilea rând, în ce înseamnă reformă, înseamnă restaurarea practicilor sfinte. Pe vremea aceea, Ezechia, în, versetul, în capitolul 29 cu 31, ne spune ce însemna practicile acelea sfinte. Ezechia, a luat atunci cuvântul și a zis, Acum, după ce v-ați sfințit în slujba Domnului, apropiați-vă, aduceți dobitoacele consacrate, care trebuiau să fie aduse pentru jertfă, și acum aduceți jertfe de mulțumire la casa Domnului. Și oamenii au făcut așa. Pe vremea noastră, trebuie, din punct de vedere spiritual, să zidim altarul rugăciunii, să aducem pe altar jertfe, să aducem zile de jertfă înaintea lui Dumnezeu, să aducem rugăciuni, să aducem părtășii sfinte noi și copiii și casele noastre. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al doilea rând, spuneam ca rugăciunea să fie ascultată, în primul rând a trebuit să se facă o reformă. A trebuit să se umble în spate la trecut, a trebuit ca să se uite și să ia atitudine și să iasă din starea deplorabilă în care i-au dus părinții lor. În al doilea rând, ne spune Scriptura în capitolul 30 cu versetul 11 că a trebuit să se smerească. O rugăciune care trebuie să fie adusă cu smerenie înainte lui Dumnezeu. Versetul 11. Însă câțiva oameni din Așer, din Manase și, și Zabulon, s-au smerit și au venit la Ierusalim. În Iuda, de asemenea, mâna lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă să-i facă să împlinească porunca împăratului și a lor, după cuvântul Domnului. Vă aduc aminte doar, pe scurt, în împărăția din nord, în Israel, au, asirienii au venit și le-au le confiscat guvernul, nu mai aveau guvern independent. Ezechia din împărăția de sud, se duce și vorbește și trimite scrisori ca să-i întoarcă, să-i cheme pe cei din, care nu erau din împărăția lui, dar erau tot frați evrei, să-i cheme să vină la templu, să se roage împreună și să facă reformă împreună. Oamenii, spune cuvântul Dumnezeu, că râdeau de el. Oamenii, când nu mai aveau nici împărat, nici guvern, nimic, râdeau, dar totuși au fost câțiva oameni din Zabulon, din Manase, din Efraim, din Asher, uh, au fost câțiva oameni care s-au smerit. Ce să fac ca viața mea, ca rugăciunea mea și vorba mea și atitudinea mea să fie băgate în seamă de către Dumnezeu? În primul rând îmi fac reformă și în al doilea rând mă smeresc înaintea lui Dumnezeu. 1 Petru capitolul 5 cu versetul 5 ne spune Scriptura prin gura Apostolului Petru și chiar aș vrea ca să citesc despre această podoabă. Noi ca și creștini, noi nu purtăm podoabe. Am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că nu avem nevoie să purtăm podoabe, spunea el la un moment dat surorilor, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în cutare, în cutare, în cutare lucru, în de păr, scule de aur și așa mai departe, ci să fie omul ascuns al inimii. Dar aici ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu, 1 Petru 5 cu 5, 5, tot așa, și voi tineri o fiți supuși celor bătrâni, și atenție, toți în legăturile voastre, să aveți totuși o podoabă. Și podoaba aceasta se numește podoaba smereniei. Podoaba aceasta, și încă una pe care îndată o voi aduce în fața dumneavoastră, sunt singurele două podoabe pe care biserica lui Dumnezeu poate și trebuie să le poarte pe pământ. Podoaba vreau ca să aduc aici în față, ne spune Cuvântul Dumnezeu, să nu fie omul de afară, dar totuși podoaba pe vremea aceea, sau și acum, se poartă la vedere. Cine vrea să se laude, cine vrea să-și uh, să afișeze bogăția sau uh, statusul lui financiar, își pune podoabe ca să vadă toți. Nu își cumpără nimeni un diamant și îl pune, știu eu, într-un buzunar adânc să nu-l vadă nimeni. De regulă, un diamant se pune uh, într-un loc vizibil, ca cei care se uită și stau în prejur să-l vadă, să-l aclame, să-l aduleze și să-l aplaude pe cel care îl poartă. Dar, în cazul nostru, podoaba, toți în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Ne lasă Dumnezeu să purtăm podoaba aceasta în adunare, ne lasă Dumnezeu să purtăm podoaba aceasta în față, ne lasă sus de tot, o vadă toți. Ne lasă Dumnezeu, mai spune că eu nu eu smerit, dar așa acasă, în treaba mea, în, 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 mijlocul casei mele, e bun, e bine, dar Dumnezeu ne cheamă să fim smeriți ca toți ceilalți să vadă exemplul în viața noastră. Și versetul 6, smeriți-vă, smerenia aceasta nu este doar o smerenie oarecare, și ne spune Petru, smeriți-vă sub mâna lui Dumnezeu. Este smerenie și sub mâna oamenilor, când o țară cotropește o altă țară, când un popor, când un împărat mai puternic, când un bătăuș îl bate pe altul mai slab, îl smerește, îl umilește. Ori noi suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu să fim smeriți sub mâna lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al, doilea, al treilea rând, de fapt, aceea de-a doua podoabă care suntem chemați să o purtăm este Sfințenia. Cuvântul Domnului ne spune în Psalmul 93 că acest lucru, această a doua podoabă, mărturile tale, spune cu versetul 5, S -s cu totul adevărate și Sfințenia, trebuie să fie și este podoaba casei lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne și în seara aceasta. Ce să fac ca rugăciunea mea să fie ascultată? Să mă împodobesc cu smerenie, să mă împodobesc cu sfințenie, să mă uit în spate și să fac reformă în viața mea, să caut să mă desprind de obiceiuri, să caut să mă desprind de ceea ce am fost învățat și să stau înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-mi asculte. Care a fost rezultatul atunci? Dumnezeu a ascultat și când preoții, leviții și oamenii consacrați în slujba lui Dumnezeu au adus. Binecuvântare și-au binecuvântat poporul, Dumnezeu a ascultat și rugăciunea a ajuns până la ceruri. Trăim, așa cum spuneam, într-o lume tulburată, suntem tulburați cu privire la viitor, suntem tulburați cu privire la vești, suntem tulburați uneori cu privire la ceea ce ne spun oamenii că va fi, dar ca rugăciunea noastră să fie ascultată, să simțim că Dumnezeu este cu noi. Trebuie să facem reformă în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute, amin.